Fac în 2010 cea mai mare gală din Europa de K1 la București, la Romexpo, da. Unde îmi pun în pericol inclusiv familia, pentru că îmi pun la bătaie toți banii care aveam. Aveam la momentul respectiv un penthouse care era în leasing la bancă și mi se face o promisiune la momentul respectiv că voi primi niște bani și sponsor destul de sume substanțiale care mi ajutau gala la momentul respectiv undeva la 300 de euro. Aveam nevoie să acopăr acel eveniment. Și înainte cu o săptămână primesc vestea proastă că nu mai am banii aia și sunt falimentare înainte de eveniment, adică la modul gata, deja vedeam... Aveai varianta, deci, nu mai face evenimentul sau nu mai face evenimentul? Nu, nu aveam cum să pasul înapoi, că deja dusem avansurile. Și chem presa la mine acasă, țin minte și acum că un artist, Eugen Alfan, care are pictează la Los Angeles, îmi face un tablou pe tematica acelei gale și face o gravură, o colecție specială după acel eveniment. Și chem presa la mine acasă și îi spun așa cu lacrimi în ochi, afară să vadă mulți, zic, vedeți tablou ăsta de pe perete? Da. Ei, asta este toată averea mea care mai am, este singura mea. Eu știam deja ca să o pierd la bancă. Urmăriți povestea de succes presărată cu momente cumplite, trădări, faliment și refuzuri, astăzi de la ora 13 la Star Special pe Antena Stars.